Bine v-am găsit, prieteni, o nouă ediție de Sport Arena la zi, live aici pe Metropola TV. Dacă este marți, stăm de vorbă despre ultima etapă din Superliga, care tocmai s-a încheiat de data aceasta, etapa cu numărul 17. Eu, colegul meu Ionel Luțan și colegul Dacian Varga stăm de vorbă astăzi despre meciuri, cum au fost băieți, cum vi s-au părut. Mai palpitante, mai puțin palpitante, vinerea când vorbim despre ce urmează, parcă niciodată nu anticipăm chiar 100%. Uite, mai de-aia e frumos fotbalul, nu? Stimații telespectatori, pentru că ne oferă de multe ori surprize plăcute sau, poate, mai puțin așteptate, goluri spectaculoase sau, din păcate, execuții stângace, cum am văzut și... Ratări monumentale, da, e frumos fotbalul, oricum avem prilejul pentru penultima oară în această perioadă, deoarece urmează încă o rundă la finele săptămânii și 3 săptămâni de pauză, Alice, în care echipele noastre de Liga 1 și fac programul în pauza competițională. Unele vor merge la munte, cazul Rapidului. Fiecare echipă își face programul în cele 3 săptămâni de pauză. Cred că toate echipele o să aibă Vorbeam un mini cantonament. Vorbeam puțin mai devreme, Chindia nu, pentru că va fi acea revanșă, acea întrerupere. Păi cu da, ei au, da, mai au o partidă de recuperare. Și nu vor pleca nicăieri. Da, 1 decembrie. Dar, în general, multe echipe vor profita de chestia asta și vor pleca în stagii de pregătire la munte. Frumos în cazul acesta, să sperăm că vor veni cu forțe proaspete. Nici nu vine să cred când a trecut atâta timp. Deja vorbim despre etapa 17, deja vorbim de începerea campionatului mondial. Crăciun, Revelion, ce să mai... Fotbal. Nu, la un moment dat, adică mai durează puțin și întrebăm unde mergem la mare în concediu. Cam atât de puțin mai e. Bun, haideți să vorbim despre prima partidă. FC Botoșani a întâlnit acasă FC Voluntari și, din nefericire pentru aceștia, nu au reușit să lase cele 3 puncte acasă. În schimb, FC Voluntari a reușit un scor de 1-0 împotriva formației botoșenene. Nu știu cât de multă liniște mai este acum în nordul Moldovei. Probabil, Alice, că liniște este până la următoarea partidă și ultima înainte de această întrerupere. Vorbesc de cei de la FC Botoșani, unde încă, iată, are ceva răbdare Valeriu Iftime. Neașteptat, pentru că răbdare dacian în fotbalul românesc e un cuvânt pe care îl găsim atât de rar, nu? Și vedem atât de multe exemple. Botoșani are o perioadă destul de neplăcută, dar pe de altă parte Voluntariul replică de echipă experimentată, puternică. După două foarte eșecuri, pragmatică. Pragmatică și puternică și experimentată, pentru că dacă vii după două eșecuri, ambele acasă, 0-3 cu Chindia și 0-1 cu Petrolul, fără gol marcat, fără punct, să câștigi la Botoșani într-o situație delicată a echipei gazdă, arată putere, arată motivație și arată experiență, așa cum este la FC Voluntari, care adună 3 puncte importante și care retrimite echipa din nou acolo, aproape de zona de play-off. E greu ca echipă gazdă Botoșani să emis pretenții atâta timp cât cea mai mare ocazie o ai în minutul 90. Adică cea mai mare și singura ocazie. Și vine echipe adverse. O ai în minutul 90, un șut de la 16 metri. În rest, foarte apatici în acest meci. Cele mai mari ocazii tot Voluntari le-au avut. Controla partida. Cu toate că Botoșani a avut o mai bună posesie, dar fără progres. Doar, să spun așa, o lălăială la mijlocul terenului, nu ne-a impresionat echipa cu nimic. Echipa nu are așa o idee clară de joc acum și cred aceian și pe fondul acestor frământări permanente, nu? Care sunt la Botoșani. Se tot vorbește după fiecare partidă, nu? De posibilitatea ca Mihai Tejea să fie la ultimul joc. Mai vine un meci, mai scoate un rezultat favorabil, mai merge o săptămână, vine următoarea partidă, pierzi. Reapar discuțiile, nu? Și această răbdare, să vedem cât va dura. Da, parcă e prea mare discrepanța. Nu știu dacă vă aduceți aminte, meciul FC Botoșani cu Rapid. Un meci foarte bun făcut de cei de la FC Botoșani. Ei, acum joci acasă, prinzi și un FC Voluntar care nu se afla în cea mai bună formă, da? Veneau, cum ai spus și tu, Ionel, veneau după 2 înfrângeri și totuși nu ai reușit să scoți un punct sau 3 puncte, pentru că aveau mare nevoie de aceste puncte, pentru că sunt în subsolul clasamentului. Da, Vitalie Damașcan pare să devină principalul om de gol al celor de la FC Voluntari. Apar mai puțin pe lista marcatorilor Rață și Nemeț, cei care asigurau de cele mai multe ori confortul acolo. Vitalie Damașcan se pare că este un transfer reușit și pune la treabă Adi și Dacian pe cei care conduc clubul, pentru că el este doar împrumutat de la Șep și Oseca. Iar transferul definitiv ar costa ceva bani. Pare că jucătorul dacian, cu fiecare partidă pe care o joacă, mai pune așa o cărămidă acolo, domnilor. Forțează un pic. Exact. Dacă unde se simte, și banii o să crească. Unde se simte foarte bine, evident, aici, pentru că mai sunt 2 internaționali din Republica Moldova. Și apropo de asta, Vadim Rață, Igor Arma și acest Vitalie Damașcan vor juca împotriva României pe 20 noiembrie la Chișinău, în Republica Moldova, România, cu cei 3 jucători de la FC Voluntari. Împotriva colegilor români, da.
Bun, cred că o să fie o parte destul de interesantă, o să vorbim atunci la momentul ei despre ea. Dacă nu mai avem nimic în mod special de adăugat despre această partidă, aș completa eu, Alice, că doar e o perioadă foarte, foarte încărcată. Avem și partide de Cupa României, tocmai de aceea, în general, echipele de Liga întâi și-au măsuri serioase. Iată că FC Voluntari a mers cu avionul la Botoșani, evident la Suceava. Vine meciul de cupă la Târgu Jiu, echipa se întoarce acasă și pleacă cu avionul din nou la Timișoara. Într-o perioadă de 7 zile, deplasări foarte, foarte lungi, dar conducerea clubului s-a gândit și asigură toate facilitățile necesare pentru ca jucătorii dacian să fie da, odihniți. Da, e greu, îți dai seama să stai mai în autocar. Păi discutam ieri, vorbeam de meciurile care urmează în Cupa României și Liviu, colegul nostru Liviu Ganea, ne povestea de faptul că dacă mergeai într-o destinație foarte, foarte lungă, cu autocarul multe ore, păi când ajungeai, dacian, cred că... La somn. Dar nu o făceai din... Eu la toate echipele la care am fost niciodată. Dar a spus că o singură situație a avut când am mers chiar în ziua meciului. O singură situație. Nu în ziua meciului, dar noi nu mergeam... Făceai din două. Din două, da. Făceam două opriri. Nu știu dacă, dar nu mergeam până la Timișoara. Ne opream la Sibiu. Da, te antrenai, dormeai seara acolo. Dormeai acolo, te antrenai și plecai următoarea. Dacă să nu te obosești inutil. Da, să nu stai. Cam așa se procedează și acum. 8-9 ore să stai în autocar. Și atunci mergem cu autocarul și acum tot cam așa se procedează. Păi, de exemplu, Unirea Dej. Au plecat de la Dej sâmbătă dimineață, s-au oprit la Ploiești sâmbătă seara. Au continuat drumul către București duminică pentru partida de aseară cu cei de la CSEA Steaua, dar vorbim de o echipă din asta mică care la autocar face 4 zile dus întors până la Dej. E irelevant până la urmă, că dacă aveai un sistem feroviar bun, făceai câteva ore puține și era foarte ok. Păi, dar asta este cu totul și cu totul altă discuție pentru colegii de mai târziu. Te-aș contrazice pentru că cei de la Iași au mers la Dumbrăvița cu trenul, dar au făcut multe ore. De la Iași până la Timișoara. Dacă era sistemul bine pus la punct, făceai ca țări 2 ore. Da, asta e, ce să facem. Bun, Farul Constanța a întâlnit acasă CSM Ioveni și dacă poate unii dintre noi ne așteptam să vedem o confruntare între prima clasată și ultima clasată cu o diferență mai mare de goluri, ei bine, golul care a adus victoria celor de la Farul Constanța a venit în minutul 85. Până atunci a fost un scor de egalitate stabilit în prima repriză, decent. Da, am văzut sau au revăzut cei care urmăresc atent fotbalul de primă ligă că mai există și Robert Moldoveanu, nu? Atacantul luat de la Dinamo de Farul Constanța are Gică Hagi această adevărată artă, nu? De a repune pe linia de plutire niște jucători și la rampă la timp. Și vorbeam de aceea înainte de partidă, că cei de la CSM Ioveni, deși păreau victime sigure, nu aveau nimic de pierdut. Într-un meci pe terenul liderului, corect, nu aveau nimic de pierdut Ionel. Și eu am rămas surprins să văd cât de bine au jucat cei de la Ioveni. Din punctul meu de vedere, dacă, după cum știți foarte bine că Farul Constanța este echipa pe care am ales eu la începutul campionatului, dar... Nu știu cum te-am uitat să precizez asta în această introducere. Am precizat eu, stai liniștită. Să fii mai sigur. Da, chiar ceva s-a întâmplat. Te-ai uitat să-mi aduci și bomboane de ziua ta. Chiar am adus bomboane, dar mulțumesc. Ai uitat să-mi spui la mulți ani, ai las. De-aia n-a reușit. Sincer, chiar nu cred că au meritat victoria cei de la Farul Constanța. Au făcut un meci slab. Iar în schimb Ioveniu s-a apărat foarte bine, au avut ocazii și pe contraatac chiar au avut posibilitatea de a marca mai multe goluri. Da, Carnat este cel care a punctat pentru Mioveni și oferea speranțe justificate. Uite, asta ne arată că acest campionat este unul echilibrat, pentru că echipe de genul ăsta, la prima clasată cu ultima clasată, nu ne așteptam la un festival de goluri, la o desprindere a Farului clară, dar iată că n-a fost deloc așa. Și schimbarea asta de antrenor la Mioveni, e cineva de la interior de acolo, Marius Stoica, care îmi spunea Dacian, că te-am întrebat și data trecută, zice, doamne, ce să fac eu acum? Am venit la echipă cu 2 zile înainte. Fac mâine un antrenament și plecăm la Constanța. N-ai și am rugat jucătorii să meargă fiecare acasă, la familii, să discute cu soțiile, copiii, să se încarce puțin, așa. Zice, atât am de făcut. Că ne urcăm în autocar și plecăm la Constanța. Ar fi și absurd să ceri din partea unui om care, da, într-o anumită funcție de o zi, două... Indiferent. Și dacă venea Mourinho antrenor, ce crezi, da, era absurd să ceri de la cineva o schimbare radicală în 2 zile. Nu avea ce să facă orice antrenor care venea la orice echipă în 2 zile. Normal. Nu ai ce să schimbi, că doar nu te-a pus să schimbi sistemul de joc cu o zi, două înainte. Adică... Mare, eu folosești pe ce a trecut, adică faci o schimbare, 2 maxim în formula de start, știi? Probabil că reintră un jucător care a fost accidentat sau ca dovadă sau... chiar nu a schimbat. Chiar da, nu a schimbat. Nici prea avea ce, că la ei... Da, au jucat foarte bine, ținând cont că au jucat cu echipa de pe primul loc. Da, le oferă și lor ceva șanse, văzând jocul ăsta, împotriva Farului,
Dau speranță că se poate. Exact. Măcar să se detașeze un pic, să se desprindă de acest ultim loc din clasament, deși este multă muncă până atunci, pentru că imediat următoarea de pe poziția 15, UTA Arad are 16 puncte. Și au rămas cu 8 puncte, nu? 8. Dacă nu mă înșel. Da, dar măcar jocul îți oferă ceva speranțe. Poate că vor mai reuși să aducă 2-3 jucători acolo. Da, este greu. De o calitate mai bună și Ionel, cine știe, este foarte greu să... Părerea mea, totuși, sunt top puncte, ok, se înjumătățesc punctele, dar... Se strânge lupta cred acolo. Cred că în afară de meciul ăsta, Mioveni... Păi da, dar ce... Hai să spun că poate am mai jucat bine, dacă nu mă înșel cu Rapid. Nu, pentru mine, legat de viitor... Slab. Legat de viitor și de perspectiva acestei echipe, îmi arată mai relevant un meci contra Farului în care tu arăți, nu, că poți, da, decât o partidă cu Hermașta, de exemplu. E da, dar ei trebuie, alea trebuie să le bată, Ionel. În, ca să poți să te salvezi, exact, directe, poate cu, că vor ajunge la tu cu echipele astea de rangul tău, cu echipele astea mai micuțe, să spun așa, cu astea trebuie să iei puncte. Pentru că le ții și pe ele jos și automat tu te apropii de ele. Da, dar cu încredere, zici, bă, dacă am făcut o partidă bună contra liderului, când jucăm atunci meciurile decisive, probabil, în play-out, cred că putem. Și cu cei de teapa noastră. Vedem și hai cu să ce... prindem curaj. Exact, vedem și cu ce încredere vin după meciul de cupă. Acum, în prezent, este 0-0 împotriva celor de la Botoșani. Mai așteptăm până la finalul... Oricum, totuși să nu luăm din meritele celor de la Farul Constanța. Echipa de pe primul loc, da? Echipa care pase... Să nu uităm pe cine trebuie două să le udăm. Două pase de gol pentru Torje. Bine, sunt jucători de genul ăsta care ies la rampă. Și o inspirație antrenorului. L-a băgat pe moldovan și în moldoveanu și în 5 minute cred că de calitate acolo, de vârf autentic acolo în fața porții, devierea aia ești mai prompt decât apărătorul central al echipei adverse, nu? Și spuneam bine că ne reamintește că mai există și Robert Moldoveanu, care era o autentică speranță. Uite, vezi și feeling-ul antrenorului cum l-ai? Să-l simți, să simți jucătorul. Da. Nu, își merită. Par de neoprit. Își merită locul în clasament, Farul Constanța a fost până în momentul de față echipa cea mai constantă. Și pare neferosimilă, deși CFR-ul are două partide mai puțin. În momentul ăsta, cum arată clasamentul, sunt 8 puncte între prima și a doua clasată. Pare... Bine, CFR-ul dacă o să câștige, da, se apropie la 3 puncte. Dar părea greu de crezut înainte de start. Tot e o diferență destul de mare. E o diferență mare. Părea greu de crezut în startul campionatului că Farul o să fie pe primul loc și dacă da, o să fie pe primul loc, să aibă o asemenea diferență de puncte, nu? Într-o întrecere de aceea echilibrată. Ne-a arătat și meciul cum eu veni. Da, da. Știi că am mai vorbit, Ionel, de chestia asta cu echilibru. Dar, să fie în puncte. Da, nu prea echilibrată, doar că nu, din punctul meu de vedere nu e pe plus. Adică sunt, da, foarte sunt multe echipe care nu reușesc. Nu atacă. Exact, exact. Diferențele sunt mici, așa este și, bineînțeles, presiunea este foarte mare. Cred că presiunea și mai mare începe să se strângă la Pitești, unde FC Argeș, acasă, jucând cu cei de la Șefii Sfântul Gheorghe, dacă i-ai întrebat pe cei de la Șefii cine nu a dat un gol în partida respectivă, aduni puțini. A fost un scor de 5-0 pentru formația din Sfântul Gheorghe, două lovituri de penalti și restul golurile marcate sub ce explicație? Da, păi cei de la șef și în primul rând au regăsit rețeta transformării penalturilor, pentru că ei veneau după vreo 7 lovituri de pedeapsă ratate. Cosmin Matei, care rămâne mișcător de calitate la nivelul primei ligi, punctează. Mi-aduc aminte că la Ploiești... Au găsit o formulă câștigătoare. La Ploiești a ratat pentru că în momentul în care se îndrepta către punctul de la 11 metri, i-a alunecat piciorul. Era tremut și a șutat peste poartă. Acum, da, uite, șef și este o echipă care... Avem și acea partidă cu Botoșani. O Alice, când te prind, ei îți dau, frate, nu se opresc. Adică le-au dat la 7 la Botoșani. Le-au și intrat toate acum. Au și intrat, dar ei nu se opresc. Au avut 4 meciuri în care nu au reușit să câștige. Aceeași situație a fost și atunci, în momentul în care a fost acel scor cu 7 goluri marcate. Nu au marcat o perioadă bună? Au jucat 3 atacanți și toți 3 au reușit să marcheze. Da, domnule, dar uite, Dacian, eu cred așa și o să ajungem și la un meci și o să-mi spun părerea atunci. Eu cred că jucătorii de la FC Argeș, după ce Marius Croitoru la prima partidă a Lis bifează victorie, iese și spune, domnilor, păi cu mine nu o să aveți viață ușoară. Jucătorilor, după o partidă câștigată, cu 1-0, la prima sa ieșire. Ei bine, nu știu, întâmplător sau nu. Acum, jucătorii sunt departe de așteptări în partida asta acum, 0-5. Adică Dacian a trăit acolo, în mijlocul lor. Nu cred că un mesaj de genul ăsta, Dacian, la prima partidă... Da, nu te ajută deloc ca jucător. Trebuia să fie puțin mai temperat, părerea mea. Mai ales că ai câștigat meciul, exact, în deplasare cu cei de la UTA.
Și dacă aveai discuția asta, o aveai în vestiar cu băieții, nu trebuia să ieși în public să faci, pentru că de acești băieți ai nevoie exact. Până când se termină acest, până în iarnă, pentru că deja turul s-a terminat. Crezi că a fost un răspuns? Știu, da, mă gândesc că exact cum spunea Dacian, că a contat foarte mult mesajul ăsta. Una, cred eu, că ar fi fost să spună, da, am câștigat, chiar dacă n-am făcut un joc foarte bun, avem multe de rezolvat împreună, găseai altceva. Dar să cu mine, un pic mai diplomat. Exact, cu mine nu o să aveți viață bună, pentru că deja... Și acum am văzut că după meci, secundul, cel care poartă, de fapt, vocea principalului, spunea la fel, de mâine nu o să mai fie câțiva. Bine, pe de altă parte, Dacian și Alice, cu siguranță că în privința unora chiar are dreptate. Eu sunt dezamăgit de la Tovleviș, de exemplu. Da, la experiența lui Dacian e depășit cu atât de mare ușurință incredibilă și atunci trebuie să iei o măsură. Băi, pai puțin că... Da, și mi s-a părut puțin ciudat la Lato, pentru că îl cunosc, îl știu, am jucat contra lui. Cred că acum îl văd mult mai relaxat, dar nu înțeleg de ce. Și asta se vede. Asta, cred că nu mai are concentrarea care o avea înainte. Ok, ești un jucător cu experiență, dar pentru asta tot trebuie să fii focusat acolo în teren. Păi, și să muncești permanent. Exact, nu înseamnă că dacă ai experiență, l-am simțit îți asigură ceva. De câteva ori prea relaxat, prea relaxat. Și atunci trebuie să înțelegi și antrenorul până la urmă. Da, dar repet, cred nu, că ar nu, prin fi... declarație. Treci pe bancă, băi, da. Asta e. Ok, dar tot ce ai de spus, rămâne. Părerea mea, spune în vestiar acolo, nu știu, în bucătăria echipei. Nu ieși afară în presă sau să te apuci să dai declarații, pentru că tot cu acești jucători, mai ai două, trei etape. Cum se interpretează Dacian pentru jucători genul acesta de atitudine publică? Și că poate, așa cum ai spus și tu, dacă spui în cadrul echipei, în momentul în care ești doar, în cadrul tu, echipei, cu cei, doar tu cu ai tăi, cum s-ar spune, poate doar percepi într-un fel. Da. Exact. Da. Noi cu ai noștri. Așa. Acolo, pe teren sau în vestiar sau înainte să ieșim la antrenament, să ai o discuție, o ședință, ce vrei tu sau după. Efectul, spui că nu ar fi totuși același? Nu, sub nicio formă. Pentru că îți rămâne acolo. Da? Și dacă cerți pe cineva, îl cerți la, nu știu, la vizionare. Că faci... Mai faci o glumă și pe acolo. Sau separat? Mai. Separat, îl iei separat. Sau... Și individual, și grup colectiv. Doar că nu cred că e ok să te apuci să dai acum în jucători. Ținând cont că abia, genul... adică, nu știu, cred că... Abia ai venit. Abia ai rupt eticheta de la training, nu? Sau... Da. Abia s-a uscat cernarea pe contract. O ruptură de genul acesta poate să te coste foarte mult, nu-i așa? Pentru că, până la urmă, scuză-mă, dar ca antrenor, cred că depinzi de băieții aia din teren de acolo. Adică, dacă, Doamne ferește... Munca ta e până la fluier, joacă trei meciuri slabe, da, sau nu-și dau viața, vine patronul și strânge mâna și spune cum ai venit așa și te-am adus, domnule? De ce te-am adus? Asta spun. Știi, nu adică, dezbacheta. Că... Și dacă vrei să faci ceva, ok, lasă-i să termine meciurile astea care mai sunt, două, trei meciuri care mai sunt de disputat și apoi când o să fie vacanță, tragi linie, de ăsta am nevoie, de ăsta nu am nevoie. Părerea mea, cred că așa era cel mai ok. Putem să trecem și la următoarea partidă. Sunt curioasă dacă Ionel ai văzut-o de la fața locului. Vorbim despre Petrolul Ploiești și UTA Arad. Normal, ce mai întreb pe Ionel? Că doar știi că e de acolo, ar fi chiar culmea să nu fie la meci. Da, sunt chiar curioasă, sunt absolut convinsă că fanii s-au bucurat foarte tare, mai ales că meciul a fost decis destul de repede, dar cu siguranță golurile au fost frumoase, atmosfera a fost destul de încinsă din câte am observat. Te rog, Ionel, relatează-ne ceva de la fața locului, da. Așa, retroactiv, de marți. Da, știi, aș rămâne Alice la discuțiile astea, deci chiar mă uitam pe banca tehnică, recunosc că n-am avut și am evitat, știi, să merg la hotel la cei de la UTA pentru a mă întâlni cu Ghiuși Balint, așa s-a mai întâmplat odată, am fost văzută suporterii Petrolului și, din păcate, nici măcar astfel de lucruri nu pot fi normale de altfel. Și n-aveai voie să intri acolo? Că de ce? Gata, nu mai erai, nu mai ești cu Petrolul, ești nu, cu UTA Arad. Nu, că sunt cu Petrolul, dar cum interpretează, din păcate, unii dintre fani, așa? Și mă uitam, Dacian, pe banca tehnică, la UTA. Ghiuși Balint, cred că a sunat telefonul, Cezar Zanfir, hai, lasă soția, hai înapoi, la Arad. Alin Pânzaru, la Brăila ești, da? Urcă-te în mașină și hai că avem treabă. Alexandru Radu, preparatorul fizic, pisică, care e din București. Hai, lasă copilul și hai la treabă din nou. Au venit de două zile și hai la treabă, că asta e viața de antrenor, știi? Depins de principal. A revenit Ghiuși Balint într-o situație delicată a celor de la UTA, echipă care a ajuns pe penultima poziție a clasamentului, iar Petrolul, Ali și Dacian, jocul tradițional, pragmatic, acolo în propria jumătate, le-a lăsat impresia celor de la UTA că aveau posesia, s-a întâmplat acest lucru. Da, i-au lăsat. I-a lăsat și i-a lovit.
tradițional. Nu știu cât o să mai meargă. Deocamdată merge această strategie a lui Nicolae Constantin. Se face 2-0. Mai apoi finalul e traversat cu emoții, pentru că marchează, cum spuneai și tu, la o greșeală a apărării cei de la UTA prin Otele. Da. Și după aceea au mai avut, un autogol de pomină care era să fie. Încă o ocazie în ultimul minut de prelungire, adică putea să se termine 2-2. Da, uite, Dacian a remarcat așa de la televizor, Alice. Nu e bine nici măcar în postura asta, pentru că Nicolae Constantin era contestat acolo pe la tribuna principală de cineva. Se certa tot timpul cu el și a văzut Dacian la final. Maică, mi-era teamă că Nicolae Constantin urcă în tribună. Să lămurească problema. Este și mare tensiune la Petrolul. La Petrolul este și mare tensiune. A fost și nebunia aia cu Gabi Tamaș. Adică... Da, care putem să spunem, Alice, Gabi Tamaș l-a acționat astăzi în judecată pe Nicolae Constantin pentru faptul că a dat presii sau a dat acea înregistrare. Gabi Tamaș s-a simțit lezat și astăzi oficial a depus plângere organelor abilitate în astfel de cazuri. Nu știu. Da, nu este o practică legală. Nu s-a întâlnit așa ceva la noi, Dacian, până acum, nu? S-au întâlnit în alte, da, în alte domenii. În sport nu. Nu, dar cu siguranță nu este ceva străin de codul penal, cred că intră. Da, iar Petrolul joacă în această seară cu Unirea Slobozia în Cupa României, partid organizată de Unirea Slobozia, pe arena din Ploiești, pe arena Ilie Ioană, pentru că meciul este nocturnă, iar Slobozia nu dispune încă de așa ceva. Și doar schimbă vestiarele, nu? Doar schimbă vestiarele. Da, să nu greșești. Și cei de la Șep și adversarul de vineri joacă aici în București în seara asta, pe Arcul de Triumf, în sfârșit, stadion care este redat și fotbalului. Cu Dinamo, nu? De la ora, de la ora 21. Petrolul merge bine, Alice. Oricum, președintele echipei a precizat din nou după meci că sunt mari probleme financiare. Chiar cu lacrimi noi spunea președintele că inclusiv dumnealui s-a împrumutat și o face în continuare. A venit câțiva sponsor, dar banii pare că nu sunt suficienți, nu? Iar Nicolae Constantin se văita Dacian Varga, zice, domnule, suntem una din puține în echipă de Liga 1 care noi nu avem un stadion unde să ne pregătim. Azi mergem încolo, mâine încolo, nu știm în fiecare zi unde ne antrenăm. Dificilă situație și totuși, pentru că e un campionat slab. Da, mi-aduc aminte că și eu când eram la Petrol la fel. Astăzi ne antrenam pe un teren, mâine schimbam terenul, iar, nu știu, mergeam la ieșire din Ploiești, mergeam la... Terenul proaste. Într-un sat de lângă Ploiești, mai făceam acolo antrenament. Se presupune că a trecut ceva timp de când ai fost schimbat nimic, acolo. Ne schimbam la vestiar acolo la... Ilie Ioană, mergeai cu autocarul, te întorceai iar cu autocarul, întreagă greu, nebunie. Așa este și acum. Da, e păcat că nu, dar într-un timp aveau o bază de pregătire. Da, unde te antrenești tu, acolo era calitate, dar ceva litigi acolo, pe plan local, uite că, din păcate, mai nimeni nu ajută. Și situația se vede, deși în clasament Petrolul stă foarte bine. Sunt în play-off în momentul de față, dacă astăzi s-ar fi încheiat campionatul, și ei și Hermannstadt erau în primele 6. Da, total neașteptat. Dar cred că este și greu în momentul de față să mai atragi un sponsor extern. Am mai vorbit despre speța asta de multe ori. Iar de UTA, scuză-mă, Alice, de UTA cred că n-ar mai trebui să vorbim de meciurile în deplasare, nu? Au câștigat un meci în 17-18 meciuri. Și dacă l-am întrebat pe colegul Ionuț, cred că în total, în ultimul an, cu totul așa, cred că sunt mai multe. Adică el știe exact cifrele. Bună, Ionuț. Din deplasare... UTA Arad nu reușește să se întoarcă cu punct sau puncte. Și vorbim de o echipă care totuși, ca nivel de lot, nu arată foarte rău, de UTA spun. Acum să vedem pe noul antrenor, nu? Care a preluat ștafeta de la Ilie Boinar. Dar ce ar putea să facă? Cei doi Alice s-au întâlnit, prietenește la Arad, au discutat o oră. Da, spune tu că ai vorbit cu vechiul, Ilie cu noul. Dar ce ar putea să facă, Ionel? Ce ar putea să facă? Dacian, trebuie să facă ceva, antrenor. Că de-aia a fost adus. Păi ce ar putea să facă? Mi-e greu să cred că mai poate în moment de față să se gândească la play-off. Nu, să câștige puncte, să schimbe jucătorii. Nu, cred că în momentul de față, salvarea de la retrogradare e loc. Obiectivul, cred. Știu, adică... Dacă câștigi 3 partide la rând, ceea ce pare foarte greu. Păi da, dacă să câștigi 3 partide la rând, asta înseamnă că trebuie să câștigi și în deplasare. Și UTA Arad, mi-e greu să... Poate, dar ce? Să fim și noi optimiști. Noul antrenor vine cu altă partitură. Da, Doamne ajută pentru ei. Bun, hai că vedem ce se întâmplă. CSU Craiova a întâlnit acasă Universitatea Cluj, un scor de 1-0, economicos, dar pentru cei de la CSU Craiova rămân 3 puncte acasă și, bineînțeles, poziția din clasament este una foarte bună. Știm foarte bine și despre obiectivul lor în ceea ce privește Cupa României. Știm că își doresc în fiecare an, așa din discutat ieri, și Cupa și campionatul, dar probabil că în momentul de față, la cum stau lucrurile în clasament, să ne rezumăm doar la Cupă. Nu știu, mai vedem.
A, o echipă care confirmă în ultima perioadă, Ali, și care câștigă chiar și norocos. Craiova lui Mirel Rădoi se impune, n-a fost cazul aici, pentru că au controlat partida cu autoritate. Asta vreau să spun și eu, nu mi s-a părut norocos, ținând cont că în au și ratat 11 metri prin Mitra, care era, care nu ratase. Care nu ratase și știm foarte bine că la Sepsii, iar el era jucătorul care... În schimb, Alice, hai să vezi acum. Am văzut un jucător de echipa națională care face foarte bine faza ofensivă, nici măcar Dacian Varga nu centra, cum o face Bancu de acolo. Din partea așa? Stângă, nu? Da. Eu pune Lucrețu pe cap acolo, între fundaș și central. Aia a fost un pe pâine. Un pe doar pâine, așa bună ziua, așa spună, bună ziua. Așa, scotai pălăria în fața celui care a intrat. Golul, 90% este al lui Bancu. Care face foarte bine faza ofensivă, nu? Centrează foarte bine, ajunge bine acolo. Îl și ajută acum, îl ajută foarte mult sistemul ăsta, pe el. Îl ajută foarte mult sistemul, pentru că dacă joacă, dacă ar fi jucat în 4, nu prea ar fi... Avea de celălalt acolo. Nu prea puteai să avansezi așa mult, pentru că lăsai o mare gaură în apărare. Dar știi, Dacian, că noi vorbeam de fiecare dată, Craiova are chiar un lot generos. Pentru că mă uitam la un moment dat, cam ce schimbare poate face Mirel Rădoi. Îl introduce pe Găman, îl urcă la mijlocul terenului pe Screciu, nu? Da, Screciu poate să joace și fundaș central, da? Și mijloc central. Să nu uităm că nu este Ivan, nu este Colici, adică ce jucători absenți sunt și ce lot bun. Craiova, din punctul meu de vedere, Craiova, Rapid, CFR, da? Sunt și Farul Constanța. Și Farul Constanța cred că stau cel mai bine din punct și de vedere să nu uităm că numeric la și ca valoare. Da, la portarii iese Arlauschi, s-a accidentat și intră Lazar. Adică ce doi portari acum de calitate extraordinară. Nu, au un lot foarte bun. Au un lot foarte bun și cred că meritat au câștigat meciul de acasă. Clujul, o diferență foarte mare între meciul cu FCSB de acasă și acum cu cei de la CS Universitatea Craiova, asta a subliniat și Eugen Neagoe. Mi s-a părut puțin, chiar vreau să dezbatem și subiectul ăsta, acel roșu luat de Kipciu, din punctul meu de vedere... Da, inexplicabil acolo. Adică dacă vrei să iei, eu am înțeles de ce a vrut să iei, să stea în meciul de cupă și să joace în campionat. Da. Dar a fost prea vizibil, s-a văzut prea urât la televizor, știi? Adică poți să, nu știu, e foarte simplu să iei un cartonaj. A fost un pic evident intenția? Că a fost un pic prea evidentă intenția? Nu un pic. A fost evidentă. Sunt finunță. Prea de tot. Adică puteai foarte frumos să tragi un adversar de tricou, că nu trebuia să faultezi, să-i dai la picioare sau să-i dai un cot în gură. Nu. Dacă nu mai avea forță să tragă de tricou jucător. Dacă tragi un jucător advers de tricou, automat se dă cartonaș galben. Adică nu trebuia să... Nu, dar am văzut și un dialog pe tema asta la final, acolo. Mirel Rădoi discuta cu Kipciu. Adică probabil și legat de faza aia. Bă, ce vreau să fac sau de ce sau ceva de genul ăsta. În schimbul ăla de replici la mijlocul terenului. Era clar că a fost intenționat acel cartonaș galben luat. Da, și stă în meciul de cupă și va reveni în campionat. Da, da. Auzeam la o altă emisiune, spunea un fost arbitru, că arbitrul central, după ce se termină meciul, face un raport. Dacă în raport scrie că fotbalistul Kipciu a luat intenționat cartonaș galben, da? S-a schimbat regulamentul și poate să te suspende mai multe etape. Da. Să vedem și acum. Este evident chestia asta. Deci, adică nu poate să spună nimeni. Și imaginea e de toate. Exact. Deci dacă arbitrul central... Dacă a menționat în raportul de joc acest lucru... Exact. Atunci poți... Comisia care soluționează cazul poate să decidă dacă îți dă una, două, trei... Deci e o sabie cu două tăișuri în funcție și de intenție. Până în momentul de față nu s-a întâmplat chestia asta, doar că nici nu au fost așa evidente. Asta s-a părut exagerat de evident. Adică mai mult de atât, nu știu. Probabil că o să aflăm la momentul în care se va decide într-un sens sau în celălalt, sau poate va rămâne așa și poate această strategie, dacă a fost o strategie, oricum, va funcționa sau nu. Sunt fer convins, cred că majoritatea jucătorilor nu știau lucrurile astea. Da, e ceva mai nou. Exact. Regulamentele evoluând foarte, foarte des în acest sport. Cred că mai des decât în multe alte sporturi, poate doar în handball se mai întâmple asemănător. Riști să rămâi un pic pe din afară, să-ți aduci aminte de un fel și să fie de altfel. Da, corect. Tocmai de asta... Sau să evolueze, să fie ceva suplimentar adăugat între timp și să nu-ți dai seama, să nu Bine, știi, acum nu știu cum se procedează dacă se schimbă regulamentul, cred că ar trebui să primească și cluburile, nu? Uite, s-a schimbat regulamentul. Clar, în general, în general, convinsă că lucrurile se pun orice se pun club de Superliga, ba și de Liga a doua, ba și de Liga a treia, au discuții permanente cu arbitrii.
prin care le sunt aduse la cunoștință jucătorilor. Asta face conducerea clubului să fie pusă la adăpost. Adică tu ca jucător trebuie să știi chestiile astea și clubul face. Dar trebuie să vină să-ți spună cineva din conducerea clubului. Nu, vine eu cred că de fiecare dată, nu știu din nou, dar o să mă interesez de acest aspect, cred că de fiecare dată când intervine o anumită schimbare, îți este exact, îți este adusă la cunoștință? Adusă la cunoștință și probabil mă gândesc că trebuie să și... cum se făcea într-o vreme, știi? Să și semnezi că ai luat la cunoștință. Adică, băi, eu ți-am trimis ție, vreau doar să mă asigur că, din club că și tu ai primit. Lor. Da, da, și cei din club, la rândul lor, trebuie să facă o ședință cu jucătorii și să aducă la cunoștința jucătorilor mai departe. Cred că la un moment dat, până la urmă, între Comisia Centrală de Arbitri și ce se întâmplă, există, să zic așa, o punte de legătură. Da, în general, în fiecare oraș, că există în fiecare oraș arbitri de primă ligă, merg la grupările respective și predau aceste... Da, și la noi, și eu când... Și tu când erai, la fel se întâmpla. Da. Veneau și cei de la AFAN și ne spuneau și foarte multe lucruri benefice pentru... Da, de contracte, de litigii. Și de contracte, și de arbitri, și tot. Adică aveam o comunicare foarte bună cu cei de la AFAN. Poate pur și simplu a riscat, să sperăm că nu va fi o sabie cu două tăișuri și că lucrurile vor merge bine pentru el. Trecem la următoarea partidă, Hermannstadt Sibiu și Chindia Târgoviște. Chindia Târgoviște a plecat la drum de pe penultimul loc și pare că nu se mai oprește. Nimeni oprește nimeni acum. Da, asta zic, cu scor de 1-0, Hermannstadt într-o poziție în clasament extraordinar de bună, da, vorbim totuși despre locul 5. Nu-i mai, chiar că nu-i mai oprește nimeni, au scăpat pe moment de un loc, să zicem așa, care unde nu stăteau chiar pe roze. Deci, dragă Alisa, cum să te văd? Dacă nu-i oprește nimeni, pentru că partida următoare, foarte important, atenție la Ploiești, Chindia Farul. Dacă Chindia îi bate și pe Farul, și la felul în care arată echipa acum Dacian, nu știu, Chindia se poate agăța, Farul e favorită, fără doar și poate. Dar Chindia se poate agăța de șanse normal, în meciul ăsta, nu? La normal, felul în care arată echipa acum. A jucat foarte bine Chindia, Ionel și Alisa. Au jucat pe atac, au avut și ocazii, și cei de la Hermannstadt au avut câteva oportunități de a înscrie. Un meci frumos, plăcut ochiului, nu te plictisei. Adică, dacă am face așa, o pune în balanță, nu știu, Botoșani cu Voluntari, da? Unde s-a terminat tot 1-0 și Hermannstadt cu Chindia, o diferență de cel la pământ, adică mult mai deschis, faze de ambele părți, ocazii, adică un meci frumos, care te-a ținut în fața televizorului. Da, plăcut ochiului. Exact. Da, și asta, eticheta asta tradițională, dar probabil că Toni Petra, care adună puncte pe bandă rulantă la Chindia, nu? Știu eu, a fost așa, bine, că a fost vorba de o fază fixă. Toate privirile către Daniel Popa, către Neguț, către Popadiuc, dar marchează celea de această dată, un fundaș central, nu? Care, bine, e vorba de o fază fixă. O respingere neinspirată puțin. Era acolo. Al doilea gol, parcă. A portarului celor de la Hermannstadt, iar el a fost pe fază și a introdus mingea în poartă. Și vorbim de două echipe care, din fericire, în perioada imediat următoare, se vor întoarce în sfârșit acasă. La Sibiu lucrările sunt aproape gata, am și văzut acum din nou ce se întâmplă acolo. Stadion foarte frumos, Am văzut frumos. Și imaginile. Și chiar astăzi îmi spunea cineva la Chindia, chiar dacă s-ar fi amânat puțin momentul, se pare că oficial Chindia va juca acasă din nou, pe data de 21 ianuarie, în partida cu FC Argeș, și îmi spunea respectivul că cele 9.000 de bilete care vor fi puse în vânzare cu acel prilej vor fi insuficiente. Însă până atunci sunt sigur că stadionul din Ploiești sâmbătă la meciul Doamne cu Farul ajută să fie insuficiente. O să fie bine populat la meciul ăsta cu Farul de către cei de la Chindia. Au nevoie. Fanii. Și vin la meci foarte mulți, iar perioada asta bună echipă... Ionel, acum cei de la Chindia, dacă mai reușesc să lege două victorii... Pentru ei și un egal ar fi bun cu Farul. Dacă reușesc să mai lege două victorii, de ce nu se pot gândi chiar la play-off? Exact. Da, pentru că 19 puncte, până la urmă, să zicem așa, la locul 6 avem 26 de puncte, deci nimic nu e. Sunt 7 puncte diferență. Da, să zic, nu e nimic. Cred că ar fi cea mai spectaculoasă revenire a unei echipe. Da, penultimul loc către un loc, chiar de play-off, măcar pentru puțin timp. Spuneam de meciul ăsta atât de important. Te hazardezi la un pronostic India Faru vineri? Eu? Da, îl supărăm pe Dacian? Dacă ar fi pe... Acum că ai pus problema așa, cred că da. Vom vedea atunci marți ce s-a întâmplat. Oricum rămâne un meci. Da, o schimbare de până la urmă. Scuze-mă, în loc tău nu aș râde.
Pentru că ai luat un sac de goluri. Nu uita că ești acolo cu Fece Argeș. Dar ți-am zis că am amendat prestația lui Marius Croitoru, da? Acum ne-am răcorit puțin. Eu încă sunt următoarea după tine, Dacian. Încă sunt următoarea. Cine știe cum trec acolo, iar dincolo? Ionuț, săracul. A, Ionuț... Mare puțin și cade pe hartă. Ionuț, cred că în mica noastră... Exact. Ionuț, cred că în mica noastră joacă aici, din platoul Metropola TV. Ionuț, pune-te pe ele, mamă, că trebuie să plătim nota de plată repede la masă și Dacian e singurul care se așează. Exact. Poate, sau poate nu. Hai, lasă. Sper totuși, îmi doresc să nu fiu singurul care sunt acolo la masa bogaților, da? E o luptă mai frumoasă, așa, până spre final. Cine știe ce schimbări vor interveni, de asta e palpitant și de asta mi s-a părut foarte drăguță ideea noastră de a ne juca un pic. Mai avem două partide, dragilor, și un pic peste 10 minute. FCSB a întâlnit acasă Rapid București, știm cu toții scorul de 3-1, știm cu toții probabil și discuțiile care s-au născut în jurul acestei partide. 3 puncte rămân la FCSB și cei de la Rapid n-au decât să își revină destul de repede, pentru că locul 2 în clasament nu e de lăsat. Cred că cel mai bun meci al celor de la FCSB de când a început acest campionat. O victorie meritată, în schimb, de partea cealaltă, Rapidul, cred că este cel mai slab meci făcut de Rapid, mai slab și decât meciul pe care l-au avut cu cei de la Chindia. Aceea, dar nu și din vina adversarilor, într-un fel? Da, și din vina adversarilor, pentru că am văzut un FCSB, zici că erau injectați. Cu o disperare, o dorință, da, mi-a plăcut, sincer, mi-a plăcut foarte mult FCSB-ul, am văzut... Eu cred că n-am mai văzut atâtea alunecări la un meci și atâta dorință de a câștiga. Păi bun, și uite, eu mă întorc la jucători. Și părerea mea este următoarea, că jucătorii de la FCSB au făcut așa un front pentru Mihai Pintili, care este unul de-al lor, dacian. E de multă vreme acolo, a fost capitanul echipei, el a fost mereu în plan secund și foarte probabil cel care ținea mereu legătura între echipă și principal. Știu și ce, eu cred, că am dreptate. Tu vrei să spui că a jucat pentru Pintili? Și pentru el. Adică s-au mobilizat mai bine. De ce să joace pentru el? Nu, și pentru el. A contat foarte mult. Oricum nu e ca și când patronul și-a manifestat intenția de a căuta un nu vreau să fiu principal. Ei au jucat pentru ei în primul rând. Dar și această legătură, mă gândesc eu, cu Mihai Pintili, mai apropiată, a contat în abordarea partidei de către FCSB. A fost un mult de fapt. Exact. Dar asta a contat într-o anumită măsură. Și de la Rapid, părerea mea, cred că au intrat puțin și pe vârfuri. Am văzut niște greșeli impardonabile. Crezi că în contextul a ceea ce s-a întâmplat și în Conference League, dar și în campionat cu cei de la FCSB, au avut un pic mai mare lejeritate? Nu știu, parcă nu i-am văzut așa. Sau au crezut că pot avea mai mare lejeritate. Pe cei de la Rapid, adică în tot acest tur de campionat, da, i-am văzut, totuși vorbim de niște jucători cu experiență, care știau să țină în frâu toată echipa. Acum, parcă în majoritate i-am văzut așa, puțin pe vârfuri. Hai da, că oricum câștigăm, doar fost... că ne... Nu știu, că am pus echipamentul pe noi și că ne-am așezat în teren și am câștigat. Au fost repede amendați, dar eu cred că asta este și da, diferența. Da, acolo o greșeală și de portar, părerea mea, acolo nu trebuie să joci... Și aceea deviere la companie, o careată marchează nu doar din ajutor de pedeapsă. Portarul foarte frumos poate să liniștească apele în secunda 2. Ai degajat, ai scos echipa și ai rezolvat problema. Nu, dar asta este și diferența. Când întâlnești o echipă de genul ăsta, în foame de rezultate, da? Calitate, cred că suntem de acord cu toții, există. La mulți jucători de la FCSB, de ce evoluțiile lor n-au fost mereu la același nivel, știu cei de acolo sau caută soluții, nu? Dar îndoielurile astea, Dacian, între jucătorii de care tu spuneai, cu mare experiență, da, Săpunaru, Grigore, Moraiș, păi când întâlnești unul mai proaspăt, nu? Și mai în vervă, mai în vogă decât tine, asta se vede. Pentru că tu plasamentul îl ai, dar reacțiile nu mai sunt aceleași, nu? Eu acolo, părerea mea, cred că... Da, nu știu. Nu sunt antrenor, doar că eu la pauză aș fi făcut schimbare. Aș fi jucat cu două vârfuri, părerea mea. Da? Iar Rapid a jucat mai bine după minutul 70. După ce au rămas în 10 oameni, când a fost da, Junior Moraes. Onea, la fel, cred că cel mai slab. Greșeală impardonabilă acolo la reușita lui Companio. Și cel mai slab meci al lui, părerea mea, la Rapid, de când a venit el la Rapid, a fost cel mai slab meci. Nu știu dacă a fost depășit de... Nebunia de partidă, din tribune, de, este un derby și a avut mari emoții, presiune. Da, dar, repet, au făcut mari greșeli cei de la Rapid, dar, cum ai spus și tu, Ionel,
Au fost și presați de jucătorii celor de la FCSB. Nu, și o atmosferă fantastică acolo în tribune, cea mai mare afluență de spectatori în acest campionat, peste 30.000. Evident că partea leului au luat-o cei de la FCSB, care am și văzut tot felul de șicane de genul ăsta, cei de la Rapid le-au dat mai puțin. În fine, este vina lor, este treaba lor acolo ca și organizatori, dar cred că această simpatie a publicului dacian s-a dus până acolo, în teren. Iar jucătorii au fost parcă mai dornici. Bine, dacă s-a rezumat la simpatie și nu la antipatie, pentru că am văzut. Adică s-a auzit ce era. Nu au fost incidente. Mă bucur totuși că nu au fost incidente între galerii, adică în stadion. Nici nu cred că aveau cum. Am văzut câteva filmulețe în spațiul online ulterior vis-a-vis de o parte din membrii galeriei FCSB-ului și o parte din membrii galeriei Rapidului s-au întâlnit cumva la metrou, dar cei de la FCSB erau preponderent copii, erau foarte tineri și au spus: băi, nu avem ce să facem, să nu vă prind că vă luați de aici și așa mai departe, că sunt copii, lăsați în pace. Au avut, dar dincolo de asta, scandările astea o să fie balist, așa, o să fie mereu. Nu, și erau și pe vremea doar că doar că în momentul de față te siguranță. Costă. Erau și pe vremea lui Dacian. Erau mai rele pentru că nu era nimic legiferat. Mult mai rele. Erau mult mai rele, adică nu era nimic pus la punct. Acum te costă. Asta e problema, că te costă. Și știi și tu foarte bine, Dacian, că eram împreună la un meci în care, momentul în care au început diverse evenimente, erau oameni în spatele nostru cu copii și spuneau: uite mă, din cauza unora nu putem noi să mai venim. Da, da, exact. Da? Erau chiar foarte supărați. Foarte supărați, lucru care se poate întâmpla și în acest caz. Adică una este să susții echipa și alta este să privezi oamenii, mai ales că încă e frumos afară, să-i privezi de a veni la partide, dar fiecare e cu decizia lui. Hai să-ți mai spun ceva, Alice. L-am văzut pe Dacian undeva și spunea Dacian, el care ține cu farul acolo, cel puțin aici la noi. Aici, în competiția noastră. În competiția noastră, dar ce spunea Dacian? Că după această victorie, FCSB-ul intră, atenție, Alice, în lupta pentru titlu. Da. Da, mențin. Ai văzut? Mențin, că te-am urmărit. Ia uite, Ionel, e geană pe tine. Că nu te aștepți. Mențin declarația, știam da. Că este acolo și eram curios să văd. Mențin declarația, da. Sincer, pentru că sunt aproape. Au și două meciuri restante. Au două meciuri restante. Dacă reușesc să aibă un joc cum au avut cel împotriva celor de la Rapid, de ce nu? Pentru că au un lot valoros. Nu putem să spunem că n-au un lot valoros. Bun, mai avem foarte puține minute, mai avem o singură partidă, vorbim despre CFR Cluj, care a jucat aseară cu cei de la FCU Craiova. Scorul a fost de 3-1, CFR merge cu 3 înainte. 3 fronturi în momentul de față, Superliga, Cupa României, dar și competiția europeană cu un adversar de temut, am putea spune. Cel pe care nu și-l dorea nimeni, nu-i așa, Dacian, că mi-aduc aminte că discutam despre asta, dar dincolo în campionat obiectivul rămâne același, câștigarea. Iar la FCU Craiova, din păcate, e un pic de învălmășeală. E un pic mai mult, Alice. Chiar mă uitam pe banca tehnică a celor de la Craiova. Paul Răducanu, Dan Vasilică și ceilalți pe acolo se uitau nedumeriți unul la altul. Nu înțelegeau foarte bine ce se întâmplă. Oricum, CFR-ul era net favorită în această partidă, lucru care s-a și dovedit. FCU Craiova nu găsește, din păcate, un antrenor. Este război acolo între galerie și finanțatorul Adrian Mititel, o situație care devine din ce în ce mai ingrată pentru formația craioveană. Dincolo, CFR-ul, după acestor rezultate remarcabile, anunță un transfer extrem de interesant, Dacian Varga. Hai să nu ne hazardăm, Ionel. Am vorbit cu cineva la Alba Iulia astăzi, care e foarte bun prieten cu Nicolae Stanciu și ia foarte serios în calcul venirea la CFR, pentru că sunt destul de argumente, Dacian. Un salariu ca CFR nu-l poate plăti nimeni în România. Iar un jucător... Crezi că CFR-ul poate să plătească un salariu pe care bine, el va fi rezonabil. Va fi rezonabil și ar fi declarat jucătorul, mi-a spus un prieten bun de-al lui, că în România va mai juca doar la CFR, adică la o echipă care luptă pentru trofei și care are parcurs european. Asta rămâne de văzut. Normal, că doar nu se ducea, nu știu, la o echipă care se zbate în subsolul clasamentului. N-a vrut să zică de mine. Da, nu știu, nu cred că... Mi-e greu să cred că... Discuțiile sunt recunoscute de ambele părți. Acum rămâne de văzut dacă se vor concretiza. Da, revenind la această partidă, CFR-ul a câștigat categoric acest meci. O primă repriză senzațională făcută de cei de la CFR. Nu mă așteptam, sincer, ținând cont că majoritatea jucătorilor au jucat și în Conference League. A schimbat puțin strategia, mister Dan. A schimbat puțin strategia. În a doua repriză au avut așa o sclipire cei de la FCU. Au reușit să reducă din diferență prin gane, iar apoi imediat a
au reușit cei de la CFR să majoreze. Am uitat Dacian, o fază de fotbalist adevărat, așa spun eu, mie care îmi plac jucătorii de la mijloc în sus, e Bohac, o centrare, o preluare, prin care își face perfect mingea pe piciorul drept, se uită la poartă și șutează și mingea lovește bara din stânga. Adică execuție de fotbalist, nu? În prima repriză te da. Referi. Nu? A colțul lung când... A... Da, și preluarea din preluare își face mingea foarte bine pe piciorul drept, șutează așa cu atâta eleganță în bara din stânga. Ți-o ce aminte, am mai avut o ocazie doar... Adică calitate, calitate bună fotbalistică. Un jucător foarte tânăr, exact. De perspectivă. Mai avem o partidă pentru de recuperat pentru cei de la CFR. Știi că spuneam Dacian, cele trei partide se vor recupera în zilele de sărbătoare, 29, 30 și 1. Deci, iar CFR-ul cu Hermannstadt Sibiu o să mai aibă o partidă, iar în urma acestei partide vedem cum vor evolua în clasament, să recupereze partidele pierdute. Vedem. Indiferent de acest meci, nu știu, mă uitam pe clasament acum, CFR, CFR mai are un pic până atunci, dar... CFR-ul poate să depășească Rapidul dacă o să câștige cu Hermannstadt. Vedem, mai avem până atunci. Mulțumesc, dragilor, a trecut foarte repede ziua de astăzi, dar nu ne abatem de la fotbal. Mâine, la Poveste de Campion, tot pe cineva din acest domeniu o să avem și ne vedem tot de la ora 17. Rămâneți cu Metropola TV!